O mașină a fost distrusă de flăcări în noaptea de joi spre vineri la Alba Iulia. Incendiul s-a produs de la un scurt circuit, iar pagubele au fost de 10.000 de lei. Autoturismul era parcat pe Bulevardul Revoluției. În momentul în care a luat foc, pompierii au fost chemați să intervină și au acționat cu o auto specială de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Ca urmare a acestui eveniment, au ars instalația electrică și compartimentul motor al mașinii și s-au deteriorat parbrizul, capota, tapiseria de pe plafon și scaun și bara de protecție față ale mașinii, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba.